În acest videoclip vom vorbi despre cele mai recente 8 descoperiri despre planeta K2-18b. 8. Ce este planeta K2-18b? Când auzi pentru prima dată acest nume, probabil te gândești că este unul foarte lung și pe bună dreptate este. Însă acesta este numele său științific, un nume dat drept etichetă pentru o identificare mult mai ușoară printre miile de alte planete noi care sunt descoperite în fiecare an. Dar când această planetă a fost dezvăluită publicului larg în septembrie 2019 s-a arătat că era mult mai mult decât o planetă oarecare. Trebuie precizat faptul că această planetă a fost descoperită în 2015, dar abia după 4 ani a fost făcută publică descoperirea. Era o planetă care ar putea fi în viitor un punct de aterizare pentru umanitate, nu numai pentru că arată bine de la distanță, ci din pricina faptului că poate susține viața în viitor. Două grupuri diferite de cercetători au descoperit că pe suprafața acestei planete nu numai că se găsește apă, ci și vapor de apă, la fel ca cei de pe planeta noastră care se formează în atmosferă și cad pe suprafață sub formă de ploaie. Sunt sigur că deja sunteți extrem de entuziasmați. Pe planeta K2-18B se găsesc vapor de apă, care până în prezent este un lucru foarte rar, ținând cont că majoritatea planetelor cunoscute omenirii au vapor și atmosferă, dar sunt foarte toxice pentru organisme. 7. Căutarea apei pe planetă Atunci când vine vorba de planete care pot fi populate în viitor, sunt multe, multe calități ale planetei respective care o fac locuibilă la o scară mare. Gândiți-vă numai la câte ar trebui să facem pentru planeta Marte ca aceasta să fie un loc potrivit pentru a susține viața. Două dintre cele mai importante lucruri la o planetă locuibilă sunt să ne faciliteze aterizarea, iar asta înseamnă că nu trebuie să fie o planetă gazoasă, ci mai degrabă trebuie să aibă câmpii ușor accesibile, iar planeta K2-18b are această caracteristică. Iar al doilea lucru este că planeta trebuie să aibă o atmosferă netoxică, ca bonus să conțină și oxigen respirabil, ca să putem trăi pe suprafața planetei la fel ca pe pământ. Și, bineînțeles, avem nevoie de apă. Apa nu este ceva cu care doar obișnuim să facem duș și pe care o folosim să creștem plante. Oamenii au și ei nevoie de apă. În cele din urmă, suntem formați în cea mai mare parte din apă, iar într-o colonie de pe o altă planetă nu ne putem baza 100% pe lichidele artificiale pentru că aprovizionarea va fi o problemă reală. Cel puțin asta se va întâmpla până când vom fi capabili să creem un replicator la fel ca în filmul Star Trek, dar asta este tema altui subiect. Totuși, sunt planete în univers care conțin multă apă, s-au descoperit unele planete care sunt formate în întregime din apă. Însă, descoperirea unei planete care are precipitații regulate sub formă de apă pare un lucru extrem de rar. De aceea, mulți oameni de știință o iau rasna într-un sens pozitiv atunci când se vorbește despre planeta K2-18b. S-au mai descoperit și alte planete unde există precipitații, doar că erau sub formă de roci sau sticlă. Din această cauză, planeta de astăzi este unică, cel puțin până în prezent. Înainte să spuneți dacă are toate caracteristicile Pământului, de ce nu zburăm acolo, ei bine, sunt multe alte lucruri care mai trebuiesc descoperite până atunci, inclusiv dacă putem trăi acolo până la urmă, datorită dimensiunilor planetei. 6. Superpământ după cum bine știți, sunt o mulțime de planete în univers, dar nu toate au aceeași dimensiune ca Pământul. În sistemul nostru solar există multiple planete care sunt de câteva ori mai mari decât planeta noastră. Numai Jupiter este de 121 de ori mai mare decât Pământul. Așadar, care sunt dimensiunile planetei K2-18b? În momentul de față are o mărime aproximativă de două ori mai mare decât a pământului, ceea ce în cele din urmă nu este chiar rău, ținând cont că se mai numește și superpământul. Totuși, aici este o problemă, planeta este de 8 ori mai masivă decât pământul. Sunt sigur că sunteți confuzi, dar mărimea și masa sunt două lucruri diferite. De exemplu, Jupiter poate că este de 121 de ori mai mare decât pământul, dar este de doar două ori mai densă pentru că este un gigant gazos. În schimb, superpământul nu este o planetă gazoasă, ea are aceleași caracteristici precum planeta noastră, doar că este de două ori mai mare. Însă acea densitate poate cauza o mulțime de probleme dacă încercăm să o colonizăm. De ce reprezintă o problemă? Ei bine, pentru că mai multă masă se traduce prin mai multă gravitație. Cu cât este mai densă și mai mare o planetă, cu atât forța gravitațională exercitată asupra locuitorilor ei este mai mare, iar adaptarea la asemenea condiții este extrem de grea. Încă nu se cunosc cu exactitate efectele unei forțe gravitaționale mai mari exercitate asupra organismului pe un termen îndelungat, de aceea mulți oameni de știință sunt precauți cu toate că planeta are vapori de apă și precipitații. Fără îndoială, planeta K2-18b este rece, însă acest motiv nu este de ajuns pentru a nu putea coloniza planeta pur și simplu. Însă, unii cercetători au declarat că nu este colonizabilă deloc, pentru că încă nu știm cu exactitate cum arată suprafața acesteia. Înainte să continuăm cu lucruri fascinante despre acest superpământ, nu uita să dați un like acestui videoclip. 5. Mini Neptun. Vă aduceți aminte când am spus că planeta K2-18b a fost descoperită în 2015? Motivul pentru care nu am auzit nimic despre ea de când a fost descoperită și până în prezent este pentru că nu existau informații reale suficiente asupra caracteristicilor planetei. Ca atare, echipa care a descoperit planeta a cerut celor care controlează telescopul spațial Hubble, una dintre cele mai tari jucării din galaxie, să își îndrepte atenția puțin către K2-18b pentru a putea face cercetări mai ample Asupra ei. În cele din urmă au primit permisiunea, însă a durat ceva timp până la punerea în practică a planului, pentru că cercetătorii care controlează telescopul Hubble aveau alte sarcini de îndeplinit la acel moment. Însă în cele din urmă s-a întâmplat, iar între anii 2016 și 2018, sincronizarea planetei K2-18B a oferit cea mai bună oportunitate de a fi observată, ceea ce a condus la descoperirea vaporilor de apă în atmosfera planetei. Cu toate astea, cercetătorii au fost nevoiți să observe pentru un timp îndelungat și amplu evidența prezenței vaporilor de apă. Au fost nevoiți să se asigure că aceste caracteristici ale planetei sunt reale înainte să facă informația publică. Ați observat și voi că lipsește ceva în urma acestei analize? Sunt sigur că da, acel lucru este cum arată suprafața acestei planete. Sincer nimeni nu știe, tocmai din această cauză majoritatea cercetătorilor le spun oamenilor să se calmeze cu privire la capabilitatea planetei K2-18b de a susține viața. Cu toate că mulți o numesc superpământul, majoritatea cercetătorilor o consideră un fel de mini Neptun. Cred că știm cu toții că Neptun este un gigant gazos și este nelocuibil. Cu toate că nu știm exact cum arată suprafața planetei K2-18b, este totuși foarte posibil ca aceasta să conțină oceane și întinderi mari de uscat, ceea ce ar permite supraviețuirea pe planetă. Însă, până când se va descoperi acest lucru cu certitudine, singura caracteristică sigură este prezența vaporilor în atmosfera planetei, mai ales pentru că mulți cercetători cred că este ceva foarte periculos la planeta K2-18b. 4. Prezența hidrogenului Dacă ar fi să ne uităm la compoziția planetei Pământului chiar în acest moment, primul lucru pe care l-am observat ar fi că nu este formată în totalitate din oxigen. De fapt, oxigenul reprezintă doar o mică parte din compoziția atmosferei, care este formată din nitrogen, dioxid de carbon, argon și hidrogen. Combinația acestor elemente ne permite să respirăm liber fără riscul de a ne sufoca. Totuși, cum este atmosfera planetei K2-18b? Primele rapoarte au arătat că este prea mult hidrogen în atmosfera planetei, ceea ce a făcut cercetătorii să creadă că K2-18b este un fel de mini-Neptun. Cel puțin asta crede Alexandra Witz, care a declarat astfel. Planeta K2-18b este mai mult un mini-Neptun decât un superpământ, are o atmosferă groasă din hidrogen și dacă vrei să găsești apă, trebuie să o colectezi din vaporii din atmosferă. Însă, lumea împinge limitele înțelegerii lumii extraterestre și cât este de asemenea cu pământul. Pe scurt, Alexandra Witz vrea să spună că bazat pe rapoartele văzute de ea, apa de pe planeta K2-18b se găsește numai în atmosferă și nu pe suprafață, ceea ce înseamnă că prelevarea apei va fi o problemă majoră, ba chiar mai mult, hidrogenul nu este tocmai elementul chimic de care ai nevoie în doze mari în suprafața unei planete posibil locuibile. Cu toate că atmosfera Pământului are în compoziția sa hidrogen, acesta se găsește în cantități foarte mici, aproximativ o parte dintr-un milion. Datorită cantității, hidrogenul din atmosfera planetei noastre nu este dăunător și, bineînțeles, atunci când aprinzi un chibrit, nu o să obții o bilă uriașă de foc. Însă, într-o atmosferă bogată în hidrogen, acest lucru este posibil. Prea mult din acest gaz ușor inflamabil ar arde cu vigoare. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la dezastrul din Hindenburg. Acel balon dirijabil a fost umplut cu hidrogen, iar atunci când s-a aprins, fără un motiv anume, a explodat toată nava aeriană germană. Să nu mai menționăm și faptul că nu este cea mai sănătoasă substanță pe care o poți respira din atmosferă. Deci, oamenii ar trebui să folosească un aparat respirator extern pentru a supraviețui, la fel ca pe Marte. Nu este tocmai o planetă care inspiră a fi un nou Pământ. 3. Sunt două echipe care se luptă pentru a-și atribui descoperirea făcută. Dacă privim planeta K2-18b dintr-o altă perspectivă, o să aflăm că este un mic război între două echipe de cercetători pentru că fiecare afirmă că ei au făcut descoperirea vaporilor de apă. Asta pentru că datele descoperite de telescopul spațial Hubble sunt considerate domeniu public, iar două echipe diferite au publicat studiile personale despre vaporii de apă de pe planeta K2-18b și fiecare echipă vrea credit pentru descoperire. Din păcate pentru ei, justiția nu are o bază legală cu ajutorul căreia să se poată face ceva în cazul unei descoperiri științifice de asemenea amploare. Totuși este ciudat faptul că noutățile pe care cele două echipe le-au creat au fost publicate în două locuri diferite la doar o zi distanță. O echipă era formată din cercetători care au cerut acordul să folosească telescopul spațial Hubble pentru a studia planeta, pe când cealaltă echipă făcea parte din cadrul universității din Londra. Una dintre ele chiar a citat faptul că s-a folosit de datele celeilalte echipe ca punct de referință. Ciudat, însă, justiția nu se poate implica în așa ceva. În știința exoplanetelor sunt o mulțime de cazuri unde două lucrări concurează pe același topic care este publicat simultan, însă este comun în cazul datelor aflate pe serverele publice ca toate creditele descoperitorilor să meargă către echipa care s-a ocupat de cercetare. 2. Ce ne învață planeta K2-18B despre univers Atunci când vine vorba să tragem o concluzie, ce ne învață planeta K2-18B cu adevărat? Aceasta este întrebarea la care mulți cercetători încearcă să răspundă în prezent, iar din păcate răspunsul este unul ambigu. Până acum această planetă era doar un gigant gazos pe care s-a descoperit vapor de apă, dar dacă se demonstrează că planeta K2-18B nu este un gigant gazos, Asta ar indica faptul că există planete în univers capabile să formeze precipitații sub formă de apă, ceea ce ar fi un impuls masiv pentru speranțele noastre de a coloniza alte planete. Mai mult ar însemna că apa, foarte similară cu cea de pe Pământ, poate fi creată și reprodusă pe căi naturale și pe alte planete. Reamintim că mai există apă și pe alte planete, însă nu știm sigur ce proprietăți are. Descoperirea vaporilor de apă ne oferă șansa să cercetăm efectele pe care le va avea și pe alte planete. Și totuși mai sunt o mulțime de mistere cu planeta K2-18b în sine, ceea ce este și bine și rău, pentru că aceste mistere trebuiesc rezolvate pentru a putea demonstra că este o planetă viabilă pe care să locuim. În plus, dacă se demonstrează că vaporii de apă sunt reali și nu doar o greșeală, trebuie să vedem cum stau lucrurile pe suprafața planetei. Ultimul lucru pe care ni-l dorim este o planetă plină cu vapori de apă care au efecte secundare nocive asupra ecosistemului său. Nu uitați niciodată că există mai multe tipuri de precipitații în univers, inclusiv ploaia acidă pe care o avem și pe pământ din când în când, atunci când pH-ul precipitațiilor este mai mic de 5,6. Deci nu știm foarte multe cu adevărat, însă în urma descoperirilor putem spune că dacă planeta K2-18b conține vapor de apă, atunci este foarte posibil să mai existe și alte planete cu aceleași caracteristici. 1. O să descoperim vreodată un nou pământ cu adevărat? O întrebare destul de bună pentru că toți cei care au văzut această informație speră să existe o planetă asemănătoare Pământului undeva în Univers, una pe care să o putem vizita mereu și pe care să putem trăi aproape la fel ca pe Pământ. Chiar dacă nu este 100% identică cu planeta noastră, un ecosistem asemănător în proporție de 90% cu cel de pe Pământ este suficient pentru supraviețuirea omului. Mulți oameni de știință de la NASA, SpaceX și alte agenții spațiale lucrează continuu pentru a găsi o planetă asemănătoare cu Pământul. Deși nu pare, planeta K2-18B ne oferă un pas uriaș în încercările noastre de a descoperi al doilea Pământ. Poate că există ploaie pură și în alte locuri, la fel ca cea simțită și văzută pe Pământ. Dar dacă descoperim o astfel de planetă care să conțină și o atmosferă respirabilă și suprafețe mari de uscat, ar putea fi în topul listei locurilor pe care trebuie să le cercetăm și vizităm. Mai sunt și alte planete în zona locuibilă circumstelară, unele cu dimensiuni identice cu ale Pământului sau puțin mai mari, ceea ce înseamnă că problema gravitațională resimțită pe K2-18b nu există. Însă, întrebarea este dacă putem găsi o planetă destul de aproape pe care să o putem vizita și dacă este capabilă să susțină viață pe termen lung. Nu știm dacă va fi descoperit un al doilea Pământ, însă planeta K2-18b ne dă speranța că ar putea exista o planetă pe placul nevoilor noastre. Voi ce credeți despre descoperirile făcute cu privire la planeta K2-18b? Va schimba imaginea pe care o avem în legătură cu cercetarea planetelor? Putem spera la descoperirea unor planete noi asemănătoare Pământului? Spuneți-ne părerea voastră în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!